Din centrele de bacalaureat din țară au fost eliminați în total 13 candidați care au utilizat dispozitive interzise, în comparație cu 34 de candidați eliminați la aceeași probă anul trecut. Menționăm că elevii respectivi vor putea susține examenul de bacalaureat doar peste un an, acestora fiindu-le anulate notele la toate examenele din sesiunea curentă. Reducerea numărului de candidați care aleg să facă uz de fraudă demonstrează că măsurile antifraudă promovate de Ministerul Educației au dat rezultate, fiind susținute atât de elevi și părinți, cât și de publicul larg.